Bună ziua, dragi elevi! Eu sunt Rodica Gavriliță și vă invit să desfășurăm împreună o nouă lecție virtuală de limba și literatura română. Astăzi, eu vă propun subiectul Poezia Leonidei Lari, Delire duse, realizare artistică. Pentru început, vă rog să continuați enunțul, alegându-vă un prieten din lumea celor care nu cuvântă. Mi-ar plăcea să leg prietenie cu, deoarece. Interesant. Cu cine v-ar plăcea să legați prietenie din lumea necuvântătoare? Poate cu un vultur, poate cu o privighetoare, poate cu un urs, poate cu un elefant. Mi-ar plăcea să leg prietenie cu privighetorile, deoarece sunt talentate, dar modeste. Mi-ar plăcea să leg prietenie cu un vultur, deoarece este neînfricat. Fiți atenți la verbul a plăcea. Corect este mi-ar plăcea și nu mi-ar place. Cu cine va lega prietenie euul poetic din poezia Leonidei Lari, Delire duse? Vă mai amintiți? Da, cu lebăda, cu un cocor. De ce oare își alege anume aceste păsări? Pentru că lebăda este un simbol al fidelității, al purității, al nobleții. Pentru că ea nu minte. Vă v-ar plăcea să aveți un asemenea prieten? De ce leagă prietenie cu un cocor? Pentru că el este ocrotitorul familiei, e liber și semnifică libertatea creației. Am făcut aici un desen și am scris cuvântul prietenie pe o inimioară ca să vedeți lebăda și cocorul și am scris o concluzie. Aceste două păsări sunt niște simboluri ale integrității spirituale, ale nobleții sufletului, ale purității, ale idealului. Să recitim poezia Leonidei Lari, Delire duse, și să selectăm două motive literare. Vă sfătuiesc să aveți poezia în față, chiar dacă ea este postată acum pe slide. Este bine să aveți totdeauna textul cu voi, când se analizează un text, o poezie. Deliră dus am să mă las pe zări, cu raza și cu norul, cum nu mai pot să merg la pas, prieten îmi va fi cocorul. Văzduhul mă va îmbrăca în lungă haină azurie, cum nu pot minte, voi lega cu lebăda prietenie. Deliră duse am să zbor nici chiar de păsări întrecute. Ah, eu am să ajung de dor o pasăre nemaivăzută. Voi poposi prin crânguri verzi, voi delira în albăstrime, urmele mele ai să le pierzi, am să te văd de la înălțime. Și când pe-al văilor întins, spre ele brațul tău să întinde, eu n-am să izbucnesc în plâns, cu un cântec cerul voi cuprinde. Motivul inspirației l-ați identificat. Citatul, deliră dus am să mă las. Motivul prieteniei, voi lega cu lebăda prietenie. Motivul zborului, probabil. Deliră duse am să zbor, nici chiar de păsări întrecute. E prezent și motivul plânsului. Eu n-am să izbucnesc în plâns. În cele ce urmează, o să selectăm verbele din poezie în două coloane. Observăm că verbele la prezent sunt foarte puține, nu pot și să merg, pe când celelalte verbe sunt la timpul viitor. Am să mă las, va fi, va îmbrăca, voi lega, am să zbor, am să ajung, voi poposi, voi delira, ai să pierzi, am să văd, să întinde, n-am să izbucnesc, voi cuprinde. Preponderează verbele la viitor. De ce oare? Ce valoare au verbele la timpul viitor? În primul rând, aceste verbe relevă dorința euului liric. Viitorul devenind un timp al visului sau al viziunii, care reduce diferența dintre real și ireal. Viitorul reprezintă planul interior al reveriei. Reveria are sinonimul vis sau al dorinței, al anticipării profetice, ori al presimțirilor neliniștite.
spre ele brațul tău să întinde. Acest timp potențiază aspirația spre ideal a eului poetic, cu un cântec cerul voi cuprinde. Să selectăm din text mărcile lexicogramaticale care atestă prezența eului liric. Ce vom selecta? Pronume și verbe la persoana întâi. Am să mă las, nu pot, să merg, când va fi, mă va îmbrăca, urmele mele, nu pot minte, am să zbor, am să ajung, voi poposi, voi delira, n-am să izbutesc, voi cuprinde. Urmăriți că am accentuat cu roșu pronumele la persoana întâi singular și cu negru verbele la persoana întâi singular. În poezie însă discutăm și despre prezența unui interlocutor care se identifică prin persoana a doua a verbelor și a pronumelor. Am să te văd, ai să pierzi brațul tău, spre ele brațul tău să întinde. Cine poate fi acest interlocutor? Ce presupune acest substantiv rele? Probabil că v-ați gândit la aceea că interlocutorul poate fi omul comun, neinspirat, sau partenerul de viață care nu înțelege aspirația spre înalt, sau relele ar putea fi acțiunile care ies din tiparul integrității morale, șelăciunea, compromisul, falsitatea, viclenia. Vom selecta lexemele care țin de două spații, terestru și celest. Terestru înseamnă pământesc, teluric. Celest înseamnă ceresc. Iată, aici am pus o imagine cu cerul. Terestru. Pas, crânguri verzi, urme, al văilor întins. Rele. Spațiul celest, probabil v-ați dat seama, va conține mai multe cuvinte. Rază, nor, zări, cocor, văzdu, cer, înălțime, albăstrime. Eu liric are aspirația să se desprindă de efemer, să atingă absolutul. În cele ce urmează vom selecta două figuri de stil din poezie și le vom descifra sensul. Ce ați selectat voi? Poate că ați observat personificarea de liră dusă, care este prezentă și în titlul poeziei. Interpretarea ei ar fi următoare, ghidată de imaginație, de fantezia creatoare. O altă personificare, văzduhul mă va îmbrăca, va deveni o parte a spațiului celest. Metafora, am să ajung o pasăre nemaivăzută, relevă actul creației, care va transfigura eul poetic într-o ființă supranaturală, cu puteri miraculoase. O altă metaforă, cu un cântec cerul voi cuprinde, aici lexemul cântec, devine simbol al creației atot cuprinzătoare, universale. O altă figură de stil este epitetul cromatic haina azurie, albastrul ca simbol al inefabilului, al superiorității, dar și al incertitudinii. Hiperbola, am să zbor nici chiar de păsări în trecute, redă pasiunea, flăcărarea, avântul creator, febra inspirației. Exclamația retorică, ah, eu am să ajung de dor o pasăre nemaivăzută, relevă exuberanța sentimentelor, un evantai de emoții, fericire maximă. Mai e prezentă încă o enumerație, raza, norul, prin care se detalizează elementele naturii aliate ale metamorfozii creatorului. Enumerația cocorul, lebăda, o pasăre nemaivăzută, toate sunt și cu valoare de simbol. De asemenea, veți observa enumerația prin crânguri verzi, în înălțime, care creionează căutarea creatorului, căutarea motivelor, a surselor de inspirație. Inversiunea de liră dusă scoate în evidență motivul creației, care devine light motiv, motiv simbol, cuvânt cheie. Antiteza de la sfârșitul poeziei, eu n-am să izbucnesc în plâns, cu un cântec cerul voi cuprinde, subliniază detașarea eului creator
de efemeritatea umană. Să așternem pe hârtie 5-6 enunțuri de interpretare a acestei poezii. Scrieți tot ce ați înțeles și tot ce vă amintiți din cele făcute până acum, ceea ce v-a atins, comentați o figură de stil sau o imagine artistică. Poezia de liră dusă are drept temă, vă amintiți, arta poetică. Titlul conține cuvântul simbol liră, așa este, care semnifică imaginația, inspirația. Alte simboluri sunt cocorul, care semnifică libertate creatoare, lebăda, care e semn al creației pure, o pasăre nemaivăzută, care ar putea fi pasărea Phoenix, ce se regenerează din propria cenușă și e semn al creației care revigorează, încurajează sufletul omenesc. Antiteza din ultimele două versuri redă triumful creației asupra efemerului. În ele se conține și mesajul poeziei în aceste versuri. Creația este atotbiruitoare. O să încercăm să urmărim motivul harpei sau al lirii și în alte poezii. Este un motiv foarte des întâlnit la Mihai Eminescu. În poezia Sunt ani la mijloc. O vino iar, cuvinte dulci inspire, privirea ta asupra mea se plece, sub raza ei mă lasă a petrece și cântul nouă smulge tu din lira. O altă poezie eminesciană, Epigonii. Iar în noi epigonii, simțim reci, harfe zdrobite, mici de zile, mari de patini, inimi bătrâne, urite. O altă poezie, Mortua Est. Și totuși, țărână frumoasă și moarte, de racla ta razi-mi eu harfa mea spartă, și moartea ta n-o plâng, ci mai fericesc o rază fugită din haos lumesc. Macedonski, rimele cântă pe harfă, ușor un zbor se zvonește, de pase albe ce freamătă și dimineața domnește. Grigore Vieru are o poezie intitulată Harpa, cu harpa stamp sub mere coapte. Să găsim elementele comune cu poezia studiată într-o altă poezie de Leonida Lare. Mi-e dor de tine ca de o poezie, nescrisă încă, fără vers și nume, dar dacă vrei să ningă, nu o voi scrie, căci voi chema zăpada peste lume. Mi-e dor de tine ca de o cântare, neauzită încă niciodată, dar dacă vrei să plouă, ai răbdare, eu voi chema și ploaia așteptată. Ci va veni o clipă, da, o clipă, când tot ce sunt va semăna cu o strună, de care s-a atinge cu aripă un cântăresc ciudat, orbit de lună. Ați urmărit elementul dor, cântare, strună, aripă, cântăreț, care sunt comune cu poezia precedentă. Să consolidăm cele învățate. Astăzi la lecție am descoperit mărcile lexicogramaticale ale prezenței eului liric în text. Am selectat lexeme ce desemnează două spații, terestru și celest. Am identificat și am interpretat figuri de stil. Am evidențiat valoarea stilistică a verbelor la timpul viitor. Vă recomand să învățați poezia pe de rost, să citiți alte poezii, Orfică, Sărmanii Poeți, Artistul și Lumea, de aceeași autoare. Eu vă zic pe curând!